România are cea mai proastă infrastructură feroviară din toată Europa, iar asta trage în jos și turismul. Nici românii, nici străinii nu vor să piardă o zi de vacanță în tren. În 5 ore poți să străbați o țară din vestul Europei de la un capăt la altul. În România nu ajungi prea departe, iar condițiile din vagoane sunt de foarte multe ori de coșmar. Facem comparația cu ajutorul colegei mele, Andreea Crăciunescu. Vedem că am rămas în urmă la capitolul infrastructură feroviară. Ce vedem marcat cu roșu pe aceste trei hărți sunt zonele pe care le putem parcurge cu trenul în cel mult 5 ore. Dacă ne uităm la țara noastră, cu plecare din București cu trenul, putem parcurge doar 30% din țara noastră, în timp ce Germania putem să o facem de la nord la sud în 5 ore, la fel și Franța. Și vorbim totuși de țări mult mai mari decât România. Suprafața Franței este chiar dublă. Să vedem însă concret cât de departe putem ajunge cu trenul în 5 ore. Mai exact, la Miercurea Ciuc avem 270 de kilometri de parcurs pe care îi facem cu trenul în 4 ore și 20 de minute. Dacă alegem însă destinație Craiova, aici sunt ceva mai puțin kilometri, 230 mai exact, pe care însă îi facem într-un timp mai îndelungat, de aproximativ 5 ore. Să ne uităm însă la Franța, aici putem parcurge în mai puțin de 5 ore 773 de kilometri, mai exact din Marsilia până în Paris. Este vorba de un drum pe care l-am face în 3 ore și 40 de minute. Dacă vrem să plecăm din Franța cu trenul și în alte țări, o putem face chiar într-un timp scurt, de exemplu până în Frankfurt, facem 3 ore și 50 de minute și sunt peste 500 de kilometri. Iar un drum mult mai scurt este cel din Paris până în Londra. Ei bine, facem 2 ore și 20 de minute, un traseu de 470 de kilometri. Putem însă pleca în străinătate și cu trenurile din Gara de Nord de la noi din capitală, însă cel mai departe, în 5 ore, ajungem la 137 de kilometri distanță în Razgrad, Bulgaria. Mergem mai departe dacă vrem însă să plecăm într-un concediu mai lung la noi în țară, de exemplu din București până în Cluj-Napoca sau din București în Iași, trebuie să știm că în niciun caz nu ne încadrăm în intervalul de 5 ore. Până în Cluj putem face cu trenul chiar 12 ore, iar până în Iași ceva mai puțin 6-7 ore și vorbim de 389 de kilometri pe care îi avem de parcurs până în capitala regiunii Moldova. Dacă ne uităm la Spania, un drum cu trenul din Barcelona până în Madrid ne ia aproximativ 3 ore, dar vorbim însă de 616 kilometri.